Redeschis după 2 ani de pauză cauzată de restricțiile pandemice, târgul tradițional buzoian a avut nume mari pe scenă, printre aceștia Gheorghe Zanfir și Orchestra Metropolitană București, Iris și Cristi Minculescu, Laurentiu Cazan, Trei Sud-Est și Taraful Rutenilor. Înainte de concertul de final, pe scenă au urcat mai multe tinere interprete locale de muzică populară și ușoară. Delia a încântat publicul atât cu melodii celebre lansate în urmă cu mulți ani, cât și cu cele mai noi piese. La final a urcat pe scenă și primarul Constantin Toma pentru a pune punct ediției din acest an a Drăgăicii printr-un foc de artificii. Bună seara, Delia, vin aici! Unde? Eu am mai fost azi pe scenă. Mulțumim în numele tuturor buzoienilor, să numărăm împreună, avem și un foc de artificii. Spiritul Buzăului este aici, în ciuda vremii și vremurilor. Drăgăica merge mai departe. Este cel mai vechi târg din această țară, iar la această ediție au cântat cei mai mari artiști din România. A fost inclusiv muzică simfonică cu 7.000 de angajați. Și începem! 10! Făcut artificii! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Acum! Mulțumim!